Salut, ești la știu. Azi, noi femeile am câștigat o bătălie și sper că în curând vom câștiga și războiul cu hărțuitorii stradali. În sfârșit, un tânăr care a atins o femeie pe stradă a primit o pedeapsă cu închisoare. Sper să primim astfel de vești cât mai des, pentru că sunt mii de femei care sunt pipăite pe stradă în fiecare an. Mă număr și eu printre ele. Pentru a stopa fenomenul, avem nevoie însă de legiuitori care să ne protejeze și nu să ne descurajeze. Sper să câștig astăzi și meciul bătăliilor, bătălia știrilor cu Dan Pavel. Salut, bună, Dan! Bună, Irina! Cu mâinile la vedere, uite aici sunt, așa stau. Pentru mine e o zi de sărbătoare astăzi. Să știi, se împlinesc 27 de ani de la primul meci de fotbal pe care l-am văzut conștient, așa. Victoria României cu Țara Galilor, meciul care ne-a dus la Mondialul din 94. Atunci, în 93, s-a născut generația de aur. Câțiva ani mai târziu, în 1998, se năștea Ziarul Financiar. Fel de generație de aur, la fel în presa de la noi. Va fi un știu cu mult prezent, bineînțeles, dar și cu puțină întoarcere în timp. O zi fără un vaccin nou, dar plină de informații de culise. Bătălie pe cine va primi primul serul vieții fără griji. Deocamdată nemții și francezii mizează pe stat în casă. Trebuie să reducem contactele, a repetat de 3 ori Angela Merkel astăzi. Bugetarii se întreabă între ei cine vrea primul la vaccinare. Premierul Orban nu știe de această adresă a șmecherilor de minister. Noi mărturii despre eroismul doctorului de la Piatra Neamț. Soția recunoaște că dacă rămânea în țară, era terminat. 2020 aduce o nebunie greu de bănuit, cozi la supermarket pentru pantofi sport de 50 de lei, revânduți pe sute de euro pe internet. Abia aștept subiectul ăsta al tău. Din nefericire, România are o rată de mortalitate dublă la terapie intensivă față de statele civilizate. Vedem mai încolo și de ce. Iată poveștile zilei pe care le aduc eu în seara asta la știu. Ministrul Tătaru spune că 80% dintre managerii de spital ar trebui schimbați. La Piatra Neamț, partidele politice au fost chemate să se joace de directorul de spital. Apoi, culmea jafului bancar în mijlocul Bucureștiului, a intrat în bancă înarmat cu un bilet și a plecat cu banii chiar peste drum de sediul poliției române. S-a întâmplat totul. România sărbătorește prima companie de 20 de miliarde de euro născută aici. La noi știe să facă munca oamenilor cu roboți de computer. Cu oameni, nu cu roboți, suntem noi aici la juriu. Juriu e format din 3 oameni în negru, să specificăm lucrul ăsta. O mică suspiciune, așa. Tatiana, Alex Angel și Cosmin, ei ne vor juriza în seara asta. 5 puncte, 3 puncte sau 1 punct pentru fiecare poveste pe care o spunem noi aici în seara asta. La știu, Tatiana, ai primul cuvânt. Irina, Dan, salut! Aveți ambii subiecte puternice, contează cum o să le dezvoltați în continuare. Eu una aștept mai multe informații despre situația de la spitalul din Piatra Neamț. Înțeleg că este un nou manager acolo, este al 9-lea în 10 luni. Practic în fiecare lună s-a schimbat conducerea. Este o situație gravă acolo, de fapt, și mai grav, de fapt, este că în aceeași situație se află foarte multe spitale din România. Eu vă urez multă baftă și suntem cu ochii pe voi. Mulțumim. O poveste tristă, o poveste cu o tristețe fără sfârșit. Așa o dezvoltăm imediat. Dacă avem un vaccin, prioritari sunt medicii și cei vulnerabili. Știi declarația asta? Ai mai auzit-o la președinte, la premier și la ministrul sănătății. Ce n-ai mai auzit până azi e că guvernul României a demarat deja o campanie de vaccinare internă, scrie știrpesurse.ro. La fiecare minister a ajuns o circulară prin care bugetarilor li se cere să se înscrie pe o listă dacă vor să se vaccineze. Lista trebuia să se întoarcă până ieri, completată la Ministerul Sănătății. Nimeni nu i-a întrebat asta și pe cei din linia întâi. Nu există o astfel de listă nici pentru oamenii predispuși la îmbolnăvirea cu SARS-CoV-2. Întrebat despre asta, Orban n-a avut o explicație concretă. Despre campania de vaccinare pot să vă spun atât. Prioritățile la vaccinare, în funcție de cantitățile care ne vor fi livrate, sunt cele care au fost anunțate de președintele României. După reuniunea de astăzi, pe care am avut-o, președintele României va comunica public toate temele dezbătute.
În conferința din această seară, președintele Iohannis nu a vorbit despre listele cu angajații ai ministerelor înscriși la vaccin. A menționat din nou că vaccinarea va începe cu anumite grupe de populație, personalul medical în primă fază. Puteți vedea, ați văzut și știrea pe alefnews.ro. Ei, cum e chestia asta? Tu ai zis că Orban nu spune lucruri concrete. De fapt, nu e nimic concret în toată nebunia asta pe care o traversăm în ultimele 8 luni. Nu a fost nimic concret. Vedem numai bâlbâieli de la săptămână la săptămână, în funcție de etapa în care ne aflăm. Asta este o nouă etapă în care intrăm acum, cea care presupune și vaccinarea. Și tare mi-e teamă că la fel de bâlbâiți și de împiedicați vom fi și de acum încolo, într-un moment în care trebuie să ne facem un plan, să avem lucruri foarte bine stabilite ca să putem să Eu mi-aduc aminte că l-am avut tot noi în direct pe CEO-ul Terapia Cluj, care spunea în felul următor: va trebui să avem un plan foarte bine pus la punct când vom avea vaccinul disponibil spre distribuție. Iată că ar trebui, e timpul să facem acest plan. E timpul să stabilim niște priorități. Nu este normal ca niște angajați de la Ministerul Fondurilor Europene să fie trecuți cu prioritate pe lista celor care trebuie vaccinați. Nu, avem nevoie să-i vaccinăm pe medicii din spitale care sunt expuși virusului, avem nevoie să-i vaccinăm pe polițiștii care patrulează, care intră în contact cu persoane posibil bolnave, avem nevoie de un registru al oamenilor care sunt predispuși la alt fel de boli. Lucru pe care noi nu-l avem, pentru că ne gândim că aceeași discuție a fost și când a fost vorba despre închiderea școlilor. Pentru că toată lumea spunea, de ce nu avem o evidență a persoanelor care ar putea fi în pericol de infectare și atunci respectivii copii care sunt în contact direct cu acestor persoane să stea acasă. Nu, noi în continuare mergem ca orbul în acest război. Și iată că apar deja acest stil românesc a da lucrurile pe sub mână. Da, eu zic că avem nevoie ca noi nici măcar să nu ne dăm cu părerea de ce ar trebui să, sau de ce am avea nevoie. Avem nevoie în mod clar de oameni pricepuți, de oameni care să știe exact ce înseamnă momentul ăsta, ei să facă strategiile, pentru că noi ne putem da cu părerea, și noi, presa, și omul obișnuit, despre locul în care ar trebui să meargă vaccinul prima dată sau cum ar trebui să arate listele astea, dar nu trebuie să vorbim noi despre asta. Deci, avem nevoie de niște oameni specialiști competenți. Comisia Europeană, unde noi ne-am angajat că vom primi vaccin, că va fi distribuit și așa mai departe, a făcut un set de reguli în care se spune cu prioritate lucrătorilor din unitățile de asistență medicală, persoanelor cu vârstă peste 60 de ani, persoanelor cu comorbidități. Desigur, ei menționează că fiecare stat își poate face propriile reguli, dar asta nu înseamnă că noi alegem să vaccinăm cu prioritate oameni care pot lucra foarte bine de acasă. Pentru că în felul acesta nu o să facem, nu o să reușim să redeschidem țara imediat după vaccin. Vom sta într-o lentoare. CEO-ul de la Terapia Cluj, cu care am vorbit săptămâna trecută, el asta spunea, să nu ne temem neapărat de logistică, de modul în care va fi transportat vaccinul din America până aici în Europa, pentru că se ocupă și Pfizer, se ocupă și Uniunea Europeană. Noi trebuie să ne ocupăm strict de ce presupune distribuția în România. Și aici cred că o să ne tot împiedicăm. Ți-am spus mai devreme, avem nevoie de oameni competenți, oameni care să știe să gestioneze perioada asta și uite, vin cu o poveste din categoria asta. 80% din managerii de spital din România ar trebui dați afară, asta spune ministrul sănătății. În cazul ăsta sunt de acord cu Nelu Tătaru. După demisia managerului de la spitalul din Neamț, misiunea de a-i găsi înlocuitor a revenit Consiliului Județean, care administrează spitalul. Iar șeful Consiliului Județean, Ion Arsene, s-a gândit să cheme reprezentanții tuturor partidelor la discuții pe tema asta. Întâlnirea n-a mai avut loc, iar noul manager al spitalului din Neamț a fost stabilit după ce Arsene i-a chemat pe șefii de secții. Aleasa a fost Cristina Iacob Atănăsoaie, cea care a mai condus spitalul din Neamț. Are deci experiență în domeniul medical, dar și politic. A fost consilier local din partea PMP. La alții, uite cum e la alții. Altele sunt criterii, nu astea politice. În Statele Unite, politica nu e pe listă atunci când îți alegi un manager de spital. În schimb, trebuie să ai o licență în medicină, management sanitar sau afaceri, plus un master în management sanitar și acreditări
sau atestate în domeniul medical. Același Nelu Tătaru a numit însă șef al spitalului din Câmpeni, județul Alba, un director de restaurant. Valentin Gog a scris pe Facebook că a studiat, uite, îl vedem acum în imagine, că a studiat la Școala Vieții, asta scrie el pe Facebook, și a postat tot pe Facebook o postare plină de teorii ale conspirației. Printre ele și asta, coronavirusul se tratează cu aspirină și ventilatoarele și unitățile de terapie intensivă nu sunt necesare. Asta este marea dramă pe care o trece România atunci când vorbim de sistemul sanitar. Avem o grămadă de exemple, am și eu, dar cred că am adus un exemplu suficient de bun în povestea asta cu domnul ăsta. Poza aia cu peștele lui în mână și combinată și cu descrierea de la Facebook, el a studiat la Școala Vieții, poate fi un băiat bun cu care să ieși seara să bei o bere, dar nu poți să lași un spital pe mâna unui om care a fost director de restaurant, a fost cârciumar, da? Și tu lași spitalul pe mâna unui cârciumar. Păi ce poate să iasă? Mie mi se pare îngrozitor că în această perioadă de criză, oricum sistemul medical de la noi era la pământ și înainte de criză. Dar să aflăm acum că 80% dintre managerii de spital ar trebui demiși, asta mi se pare îngrozitor. Eu spun că legat de tragedia asta de la Piatra Neamț, eu nu cred că s-ar fi întâmplat vreodată ca secția ATI să se mute așa peste noapte de la 3 la 2 cu un manager de spital care știe ce înseamnă asta. Știi, s-au schimbat 8 manageri de spital în mai puțin de un an, de la începutul anului și până acum, la Piatra Neamț. Asta înseamnă o bătaie de joc, nu doar pentru un spital, și pentru orice companie privată. Dacă tu schimbi 8 manageri, înseamnă că ești varză, poți să pleci acasă. Și un om care nu a trecut prin ce te pun americanii să bifeze acolo când îți depui CV-ul, să ai masterat, să ai cunoștințe medicale, de management, de MBA-uri, management adevărat, nu vrăjel de diplome luate nu știu cum pe aici, pe la noi. Asta e drama pe care o trăiește România. Este îngrozitor. Și uite, continui cu povestea de la Piatra Neamț, ca să întăresc și mai tare ceea ce ai spus tu. Medicul erou care a intrat în flăcările izbucnite la spitalul din Neamț ca să-și salveze pacienții n-ar fi avut nicio șansă să se facă bine dacă era tratat în România. E un diagnostic dur pus de soția doctorului Cătălin Denciu și a medic. Iar oamenii care au văzut cum secția de terapie intensivă se aprinde spun că medicul Denciu a fost singurul care a pus pacienții mai presus de el. Credeți că dacă nu ar fi fost transferat în Belgia, ar fi avut șanse de recuperare și la spitalele de aici, din România? Cu siguranță nu. Cu siguranță nu. Sunt și eu medic, dar am capacitatea de a recunoaște limitele sistemului nostru sanitar în toate domeniile, cu atât mai mult în domeniul de tratare al marilor arși. Asta este singura mea liniște care o am. Știu că acolo va primi îngrijirile maxime pe care le-ar fi putut primi undeva în lumea aceasta. Domnul doctor a fost singurul care a rămas și a încercat să probabil să tragă din paturile cu pacienții pentru a fi scoși afară. Îngrozitoare povestea. Știu că medicul a și activat în spitale din străinătate, dar a ales să se întoarcă în România să trateze aici, deși știa condițiile în care muncește. Și cu toate astea, interesant este că după ce s-a întâmplat la Piatra Neamț, au fost controle în toate spitalele din țară sau în mare parte din țară și aflăm că sunt foarte multe unități care sunt neconforme, nu au autorizații pentru incendii și lucrurile se pot repeta oricând. Oricând putem retrăi această poveste cutremurătoare care a avut loc la Piatra Neamț și asta pentru că ne întoarcem la ceea ce ai spus tu, incompetență, oameni care pur și simplu nu au niciun fel de remușcare, nici nu se preocupă de faptul că lucrează sau administrează niște bombe și cu toate astea, premierul Ludovic Orban spune că da, trebuie demisii, trebuie făcute anchete. Păi iartă-mă! L-am aplaudat un pic pe Nelu Tătaru pentru ce a spus, dar cum o rezolvă de fapt? Ok, bun, ne spui că 80% din managerii de spital trebuie schimbați. Bun, rezolvă, că da, ești pus acolo. De ce nu ai schimbat până acum managerii de spital? De ce în continuare managerii de spital trebuie să aparțină de nu știu ce partid, să aibă o influență din asta politică? Am văzut în primăvară o serie de interviuri foarte bune, făcute de cei de la Press One, cu medici plecați din România în anii 90,
plecați în afară să lucreze în sisteme medicale mai, mult mai bune decât astea ale noastre, în condiții mai bune. Și spuneau, spuneau de mai multe lucruri. Spuneau că în anii 90 au plecat pentru că existau niște dumnezei ai spitalelor. Spitalele erau conduse de niște medici care ajunseseră să se creadă dumnezei. Și mi se pare că și ca să intri, să ocupi un post, trebuia să dai șpăci toate nenorocirile și atunci au spus ok, nu putem profesa aici, plecăm din țară. Și acum mi se pare că ne-am dus la extrema cealaltă. Adică acum spunem, managerul de spital nu trebuie să fie neapărat doctor. Bun, nu trebuie să fie neapărat doctor. Bă, da, măcar manager să fie, nu cârciumar. Cârciumar poate să fie oricine. Manageri de spital sunt foarte puțini oameni care pot administra, adică să fie în același timp și un manager extraordinar de bun, dar să cunoască și domeniul ăsta, pentru că altfel e mi ca și cum ne ducem noi să administrăm un spital. De unde să încep? Iată-mă, corect. E cineva care trebuie să aibă cunoștințe despre procedurile care se aplică în respectivul domeniu. Nu este admisibil ca respectivul spital să facă lucrări, să mute o secție de ATI de la un etaj la altul fără să ceară aviz de la DSP, care trebuie să vină înainte, aprobarea să fie cerută și acceptată înainte de începerea lucrărilor. Deci nici măcar dacă ar fi cerut în timp ce făceau lucrările, nu era în regulă. Da, păi să nu le fi cerut deloc. Ca să nu mai vorbim că sunt spitale unde există instalații electrice improvizate în secțiile de ATI, și oricând ești în pericol. Mă bucură totuși declarația asta lui Nelu Tătaru. Pare că deschide o etapă, dar trebuie continuată etapa asta. Adică avem 80% din manageri, trebuie să plece acasă. Cum facem să îi înlocuim? Asta este întrebarea. Care sunt filtrele prin care trecem oamenii ăștia? Ce competențe trebuie să aibă? Ai nevoie de concurs și un concurs serios. Nu luat cu mită, nu luat cu șpagă, nu luat pe sub mână. Nu concursul de partid. Nu există partid. Pentru ce partid? Ca să ce? Să îți exerciți altfel funcția? Sau... Nu înțeleg. Să învârți niște bani pe acolo, probabil. Să învârți niște bani. Asta da. Hai să vedem cu ce mai continuăm în seara asta. Cu nebunia de la Lidl cu care am început, cu acești minunați sneakers care i-au înnebunit, nu doar pe români, că și pe europeni, e mare nebunie. Și la ducem și pe blogul lui Otrava aici, bun, la el am văzut poza asta, hai că o să vedem povestea. Eu o să vin cu povestea UiPath, compania românească care se va lista la bursă în 2021, ea lucrează cu niște bănci de investiții foarte mari din America pentru listarea la bursă și vrem să vedem ce face exact compania asta, care e tehnologia, cât de bună e tehnologia asta de a ajuns atât de valoroasă și ce înseamnă ea de fapt. Până atunci, asta puțin mai târziu, până atunci mergem un pic prin centrul Bucureștiului să dăm o spargere. În România uneori pizza ajunge mai rapid decât poliția, de asta a profitat un hoț care a dat lovitura chiar lângă sediul Inspectoratului General al Poliției Române, în plină zi. Cu masca anticovid și fără să spună un cuvânt, felul ăsta a rezolvat un bărbat treaba în plină zi pe șoseaua Ștefan cel Mare din București, în buricul târgului, cum s-ar spune, fix lângă sediul poliției, fără armă, dar cu un bilet scris de mână, a reușit să plece cu 10.000 de lei. Dă banii dacă vrei să mai ajungi acasă. Asta a scris el pe bilet și l-a înmânat ca casieriței. A reușit să se facă nevăzut înainte ca poliția să ajungă la fața locului. E drept, a avut noroc. Angajata băncii a apăsat butonul de panică după ce i-a dat banii jefuitorului. Astăzi, în jurul orei 10, am fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că la o unitate bancară din sectorul 2, un bărbat ar fi pătruns și ar fi sustras o sumă de bani după ce ar fi amenințat pe casiera din bancă. La fața locului au sosit polițiștii, dar la momentul în care aceștia au ajuns, bărbatul nu se mai afla, a reușit să fugă. Amenințarea s-a făcut prin intermediul unui bilet scris care a fost înmânat casierei, bărbatul reușind ulterior să sustragă o sumă de bani. Aspectele pe care doresc să le menționez este faptul că nu a apucat să apese pe butonul de panică, bărbatul reușind să fugă. Colegul nostru Valeriu Șuhan a spus la știri mai devreme, acum câteva ore, el fost polițist, a spus că dacă nu-l prind
în seara asta nu-l mai prind niciodată. Îmi permit să discut un pic mai relaxat despre subiectul ăsta, pentru că nu există nicio victimă, poate doar caserița s-a speriat puțin. Paguba e nesemnificativă, pentru neînsemnată pentru bancă. Am văzut și o glumă pe net. E foarte posibil ca noul patron de la Dinamo să fi trecut strada să facă rost de niște bani, dar dincolo de asta, stai puțin, că nu sunt chiar atât de superficial. Dincolo de asta, cred că e un semnal de alarmă că probabil va urma o perioadă din asta. Băiatul ăsta care s-a dus în bancă să jefuiască în plină zi, în plin centru al Bucureștiului, era disperat. Pentru că altfel, nu știu, găsești o altă metodă să faci rost de 10.000 de lei, 100 de milioane de lei vechi, da? Nu te duci să spargi o bancă, pentru că e foarte posibil că va fi prins. Nu? Și psihologii și sociologii au spus asta la începutul crizei, că astfel de tensiuni sociale, tot felul de târhării, de jafuri, se vor înmulți în această perioadă, pentru că, așa cum spuneai și tu, oamenii au probleme de ordin financiar, au rămas fără locuri de muncă, poate au rămas fără business-uri cu foarte multe datorii. Deci sunt niște situații care trebuie gestionate și nu putem să asistăm la astfel de acte, pentru că am văzut că de la începutul anului a fost plin de jafuri, de spargeri, de bancomate și așa mai departe. Asta e de speriat. Mă gândesc că în ordinea nenorocirilor așa pe care le poate comite un infractor, nu știu, cred că era mai simplu să se ducă să jefuiască un om în spatele blocului, da? Să-i fure geanta unei femei, decât să se ducă să spargă o bancă. Și ceea ce spuneau psihologii și sociologii atunci și ceea ce au făcut și țările din vestul Europei, au făcut programe de consiliere psihologică pentru oricine, care sunt decontate de casele de asigurări de sănătate, astfel încât oamenii să treacă mai ușor peste această perioadă dificilă. Noi avem probleme mult, mult mai grave. Am văzut, prioritățile noastre n-au cum să fie acum sănătatea mentală a populației, dar iată că asistăm la lucruri complet neplăcute și periculoase. Da, și care vor mai urma, probabil. Revenim cu zâmbet. Am o poveste la fel de logică precum anul 2020, o modă neînțeleasă, dar alimentată de un trend pe Instagram, a golit rafturile magazinelor Lidl de la Roma în câteva minute. Un fenomen care s-a răspândit în toată Italia, patria modei, culmea. Pentru ce s-a bătut lumea? Nu pentru tigăi ca la noi, ci pentru niște sneakers aparent banali de 13 euro. Cine n-a apucat și vrea neapărat să fie la modă, își poate cumpăra de pe site-urile de anunțuri la suprapreț. Pe eBay, sneakers-ii ăștia se vând cu câteva sute de euro, dar există și anunțuri cu 1000 sau 2000 de euro pe pereche. L-am întrebat pe Otravă, omul cu blogul lui Otravă, despre moda asta, pentru că la el am văzut prima pereche de sneaker și a postat o poză pe Instagram acum ceva timp. Salut, sunt Otravă și o să vă explic un pic care e nebunia cu sneaker și de la Lidl. Avem aici prima pereche de sneaker și care a ajuns în România undeva la început de lună iulie. A fost o nebunie extraordinar de mare, la un moment dat a ajuns o pereche de astfel de sneakers undeva la 600-700 de lire prin UK, prin vara acestui an. Lumea nu știa dacă o să ajungă sau nu în România. Eu am făcut un concurs, am dat 5 perechi de sneakers de la Lidl și au fost foarte mulți. Câteva mii de oameni au participat la concursul respectiv. Și avem aici și prima pereche de șlapi care a ajuns în România. Măi, pe românii înțeleg că, uite, avem culorile tricolorului pe acești sneakers, dar pe italieni. Da, Italia, Marea Britanie, am văzut și ne-a povestit prietenul nostru, Cristian Simon, că o treabă. Care-i treaba cu sneakers și ăștia, nebunia? Eu încerc să îmi dau seama de unde a plecat. În vară, în Marea Britanie, acolo s-a lansat trendul ăsta, mai ales pe social media, și cred că mesajul era unul din ăsta. Trecem printr-o perioadă complicată, nu are rost să mai cheltuim 200 de euro pe o pereche de pantofi sport.
Păi iartă-mă, s-au transformat într-un mare business. Adică au fost doar câțiva care s-au bucurat de acest 13 euro, pentru că dacă vrei să ți le iei, înțeleg, de pe site-urile de anunțuri, plătești tot 2000 de euro cât ai plătit pe niște sneakers. 2480 e un anunț, cred că de pe eBay. E o poveste SF, așa. De fapt, despre puterea Instagramului, pentru că au fost foarte șmecheri cei de la... Au făcut o campanie foarte agresivă pe Instagram. Da? Da, și cred că s-au dus spre influenceri. Influencerii au făcut pe oameni să-și dorească produsul ăsta și uite la ce s-a ajuns. Cum spuneai și tu, în patria modei, în Italia, lumea se calcă în picioare ca să-și ia mizerie. Și să ne amintim că aceeași companie făcuse la începutul crizei, pentru că toată lumea stătea în casă și se îngreșa, ca să spunem așa, a scos o linie XXL, toate tricourile erau extra large, toți pantalonii extra large, ca să nu te mai simți că ai burtă, că arăți ca un cetățean care nu merge la sală. Să scoatem o linie de sneaker și ale. Ia gândește-te, cum i-am face? Hai că alb și mă negru. Gândesc. Alb și negru cu puțin roșu așa și lansăm o modă pe Instagram. Hai, tot despre bani, dar bani mai mulți. Discuție mai serioasă, să spunem așa. UiPath, cea mai valoroasă companie din România, lucrează cu băncile de investiții JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America și Credit Suisse pentru o posibilă listare la bursa americană. Asta scrie agenția de presă Bloomberg. Mișcarea ar putea duce la o evaluare de peste 20 de miliarde de dolari, dublu față de cea mai recentă evaluare a companiei. Despre povestea UiPath și ce face mai exact compania care a ajuns la o evaluare record, ne spune Adelina Mihai, editorul pe business de la Ale. Ca să zic pe aceeași limbă, spune-ne un pic despre UiPath. Adelina, ce face exact tehnologia asta de este atât de tare și a ajuns să valoreze 20 de miliarde? După cum ai spus și tu, Dan, UiPath este o companie de tehnologie care se ocupă de automatizarea proceselor din companii. Se numește Robotic Process Automation procesul. Concret, sunt mulți angajați prin companii care efectiv aveau ca job să noteze, de exemplu, datele de pe facturile clienților și le notau dintr-un fișier în alt fișier. Era o muncă repetitivă, plictisitoare și uneori supusă eșecului, pentru că eroarea umană în astfel de cazuri este destul de mare. UiPath a făcut un robot care a urmărit taskurile făcute de acești angajați și practic le-a înlocuit munca, lăsându-le loc să se ducă înspre zone mai creative ale jobului, să nu mai pierdă timpul cu activități repetitive. Și are aplicabilitate în mai multe domenii. Eu v-am dat doar un exemplu. Tot UiPath mai are un... S-a dezvoltat pe zona asta de onboarding din companii. Practic, sunt unele organizații care au un angajat și care îi ajută pe noi angajați să se integreze în companii, dar este iarăși o muncă repetitivă până îi explici, uite de unde ți iei laptopul, uite cu ce sisteme trebuie să lucrezi, uite ce pași trebuie să parcurgi, toate astea sunt automatizate și astfel în loc să pierzi 2-3 ore făcând introducerea în compania noului angajat, practic un robot va face asta în locul tău și vei fi salutat doar de o persoană. Spune-ne puțin despre povestea UiPath. Știu că e destul de tumultoasă, așa, până să ajungă acum să aibă succes, a trecut prin multe. Este ca o poveste de film. Este fondată de Daniel Dines și de Marius Târcă, o companie care aproape a ajuns la faliment în 2014 pentru că nu mai aveau bani, nu mai aveau cash și au avut noroc de un client din India, un contract foarte mare care i-a ajutat să se redreseze. Cel care a ieșit în față din conducerea companiei este Daniel Dines, un absolvent de matematică din Onești, care a lucrat câțiva ani pentru Microsoft în Seattle și care s-a întors în România să pună bazele acestei companii.
El a fost numit de revista, prestigioasă revistă Forbes, Boss of Bots, a avut și un cover story destul de recent și într-adevăr este o surpriză. A fost o surpriză și atunci când a fost evaluată la $1 miliard, după care a fost evaluată la 7 miliarde, apoi la 10 și iată cea mai recentă evaluare este de 20 de miliarde. Este cea mai valoroasă din companie din România și este așa o bucurie și pentru cei care urmărim de zi cu zi viața companiilor, să vedem că o companie din IT, dintr-o industrie creativă, a reușit această performanță și cred că ar trebui să ne mândrim cu toții cu astfel de reușite. Adelina, mulțumim foarte mult pentru informații, pentru povestea asta, o poveste foarte tare. Am un motiv în plus. Mă mândresc și eu că Daniel Dineș este din Onești. Acum îmi un om onest, om onest și eu sunt din Onești. Luni la rând ne-ai spus că ești din Cluj. Nu, luni la rând am făcut comparația pentru că am locuit și acolo și aici și pot face o comparație. Ai însă mă mândresc și de Nadia și de acești tineri. Încă genial. Un lucru să mai spun despre UiPath, că noi când vorbim între noi așa, bunii mai au prieteni care lucrează pe acolo, este o companie care se aseamănă cu ce vedeam noi pe la televizor despre angajații Google sau Facebook, angajații lor înainte de pandemie. Bineînțeles, au masa gratuită, au 7 milioane de feluri de mâncare în care pot încerca, au băutură gratuită, chiar și alcoolică. Și eu cu ce vreau să rămânem din acest condiții lucru este faptul că, deși preia munca repetitivă, îi lasă pe oameni, de fapt, să se dezvolte și să fie mai creativi și să creeze mai multă inovație. Și pe viitor, fără joburi. Nu fără joburi, pentru că creativitatea nu poate fi momentan imitată de niciun robot. După ce a abordat o femeie pe stradă ca un bădăran, un tânăr de 20 de ani din Constanța, a primit o condamnare la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru agresiune sexuală. Fapta a comis-o în 2018, când avea doar 18 ani. Pe un trotuar din Năvodari, în plină zi, tânărul s-a apropiat de femeie și a prins-o cu mâna de fund, după care a mimat un act sexual. Victima a fost apoi urmărită de agresor și a chemat poliția, iar tânărul a fost prins în scurt timp. Acum, după 2 ani, judecătorii din Constanța au hotărât să-i dea o condamnare. Faptele ca hărțuirea în public sau în privat, amenințările prin telefon, urmărirea și șantajul pot fi amendate cu până la 10.000 de lei sau pedepsite cu închisoarea. În sfârșit, cât am așteptat eu un astfel de moment, am mai spus aici, le știu, am pățit-o și eu pe stradă ca oamenii să pună mâna pe mine fără să existe vreun accept din partea mea. Atunci am și recunoscut, mi-am făcut dreptate singură, pentru că am văzut multe, multe cazuri în care femeile s-au dus la poliție și n-au primit niciun ajutor, ba din contră au primit descurajări, așa că mă bucur. Da, nu pot să fac nicio glumă, e o experiență, cred că, traumatizantă. Foarte bine că se întâmplă lucrurile astea. Da, să nu trecem totuși în extrema cealaltă, să nu mai ai voie să vorbești cu o fată că intri la pușcărie sau ceva. Nu cred. Da. E cale lungă până atunci, însă cei care fac astfel de gesturi e bine să știe că, da, există pedepse și ele se aplică. Așa să fie. Indignare în Liban după ce ministrul de interne de acolo le-a trimis pe femei la cratiță. Să mai gătească și femeile, asta a spus el. Replica a venit după ce au fost interzise livrările acasă, duminica, în contextul crizei COVID. Femeile înfuriate au denunțat remarci sexiste și au umplut internetul cu sloganul "Duminica nu gătesc". Și bărbații s-au alăturat nemulțumirii, au publicat poze cu ei la cratiță. Asta este o poveste din seria Dileala în care trăim acum, în vremurile noastre, 2020. Dacă îi spui unei femei să facă ceva de mâncare, ești sexist, nenorocit, nu știu cum. Dacă o femeie îi spune unui bărbat să facă ceva de mâncare sau admiră un bărbat că face de mâncare, iartă-mă, trebuia să spună, faceți și voi mâncare, fără să se adreseze femeilor sau bărbaților. Unde ar fi jignirea să-i spui unei femei să facă de mâncare duminica? Ce poate fi mai frumos? Stai un pic, că putem să discutăm la nesfârșit pe tema asta. Ce poate fi mai frumos decât să faci mâncare duminica pentru tine și cei dragi ție? Pentru familia ta, pentru iubitul tău și așa. Eu am văzut cât ghinion poate să aducă, mai știm pe cineva care a spălat duminica și care a avut mare ghinion. Quiz time! Am întrebare pentru tine și te invit să răspunzi pe pagina de Facebook Aleph News. Care este țara cu cea mai lungă rețea de metrou din lume? Beijing, Londra, New York sau Shanghai?
O să afli răspunsul dacă stai alături de noi imediat. Uite că am ajuns și noi la final de repriză. Venim cu jurul imediat. Jur. Juriul nostru din seara asta ne va da și scorul. Alex, da? Alex ne dă scorul. Scorul la pauză. Am deliberat, da, până acum. Mă îngrijorează cât de ușor poți să scapi nepedepsit în țara asta. Bubui un bancomat, nu te prinde poliția. Am văzut și prin spitale ce se întâmplă. Spargi o bancă, te întorci apoi liniștit la Dinamo, nu știe nimeni ce faci. Cam asta. Mi-a plăcut repriza, mi-a plăcut și că nu s-a dezis o travă. Ai văzut că purta ciorapi cu șlapi. Tradițional, da, românesc, cu trendurile e fix pe felie acolo, știe. E până la club. Deci am râs Dana de moda cu sandalele și șosetele până chiar a devenit s-a o modă. S-a și râs. Hai, vine și scorul. S-a dat și scorul. Că a punctat mai bine Dan acum. S-a dat și scorul, 54 de puncte Dan, 44 Irina. Cred că la onești ai pierdut mult, Irina. Se întoarce, o ia pe la Cluj. O întoarce pe la Cluj. Ia să vezi, în viza a doua. Mulțumim, juriule. Ne întoarcem după pauză. Cu ce te întorci tu? Eu o să-ți vorbesc despre rata de mortalitate extrem de mare în secțiile de ATI. Am văzut ce s-a întâmplat la noi. O să-ți aduc și cifre să te conving. Și eu o să-ți vorbesc despre treaba aia cu care am început emisiunea. Azi se împlinesc 27 de ani de la primul meci de fotbal pe care l-am văzut eu, seara în care m-am îndrăgostit eu de fotbal. Alef News, ne-am întors cu repriza a doua. Va fi nevoie de mască și distanțare socială și după vaccinarea anticovid, asta spune Anthony Fauci, expertul american în boli infecțioase. Cu un vaccin care are o eficacitate de peste 90%, vă puteți simți mult mai în siguranță că nu veți lua virusul, spune el, dar aș recomanda oamenilor să nu renunțe la toate măsurile de sănătate publică doar pentru că s-au vaccinat. Asta a spus Fauci la CNN. Cifrele zilei s-au ameliorat în România, 8200 de cazuri noi din 31.000 de teste astăzi, încă 182 de persoane au murit, iar 1174 luptă la terapie intensivă. Cu 9 cazuri la 1000 de locuitori, Bistrița intră în carantină după Sibiu. Vedem cu toții că spitalele de la noi sunt depășite, așa că mulți bolnavi de COVID ajung să se trateze acasă. Medicamente, vitamine și pulsoximetrul, aparatul care măsoară oxigenul din sânge, nu trebuie să lipsească, spune medicul infecționist Adrian Marinescu. Pulsoximetrul l-aș lua dinainte, de acum m-aș pregăti, în casă, da. Pentru că e o transmitere accelerată, oricui se poate întâmpla în orice moment. Totuși, medicul de familie e cel care îmi va da rețeta. Dacă am totuși o stare proastă, dacă mă știu cu factori de risc, nu aștept să-mi spună neapărat medicul de familie, mai că trebuie să trec prin propriul filtru. Știu că sunt diabetic, că am probleme renale, atunci voi suna la 112 dacă nu mă simt bine și voi spune, am febră, am multe alte probleme. Dacă le și explic că pulsul oximetru mi arată o saturație în oxigen scăzută, evident că va fi o urgență și voi ajunge la spital. Deci cumva trebuie să fiu propriul doctor. Deci, fiecare să aibă grijă de el. Asta e mesajul. Ce ne spune Adrian Marinescu de pulsoximetrul e la îndemână. E și pe watch-urile de la Apple și nu cred că doar la Apple, cred că la mai multe, dar și separat, și la telefoanele Samsung la fel, și separat și nu costă mult aparatul ăla care îți măsoară oxigenul din sânge. Eu cu ce rămân după această știre este faptul că, exact ce spunea și Angela Merkel și am văzut că inclusiv în Austria, unde a început iarăși carantina, toată lumea spune în felul următor, trebuie să ne protejăm în continuare. Nu, vaccinarea nu ne va aduce automat acea libertate pe care o visăm cu toții, va trebui să ne mai protejăm o perioadă până când vom reuși să strângem acea masă de populație imunizată.
astfel încât să ne asigurăm că virusul nu se mai transmite. Deci vom probabil mai avea că vor restricții. Vor trece câțiva ani până când nu o să mai vedem oameni cu măști pe stradă sau în transport în comun. Cred că ăsta va fi un reflex pe care oamenii îl vor continua și după ce va apărea vaccinul. Până în alta știm că asta ne-a protejat oarecum, cel puțin până acum, de gripă. Nu e atât de intens sezonul de gripă cum a fost în alți ani, așa că iată, avem și o veste bună. 1066 este numărul oamenilor care au pierit la secțiile de ATI ale spitalelor românești în ultimele 7 zile din cauza COVID-19. Îngrijorător este faptul că unii dintre ei nu aveau comorbidități, dar și că rata de mortalitate a celor care au nevoie de un ventilator a ajuns la un nou record. Raluca Maniță e alături de noi și a adunat cifrele. Raluca, spune-ne. Într-adevăr, Irina, 1066 de oameni au murit în ultimele 7 zile în secțiile de terapie intensivă și problema este că numărul, gradul de ocupare din secțiile ATI crește în fiecare zi. Pe 10 noiembrie, de exemplu, erau în secțiile ATI 1093 de pacienți grav bolnavi, iar pe 16 noiembrie deja am ajuns la 1183 de pacienți. Medicii români vorbesc despre 70% dintre acești oameni nu supraviețuiesc, despre faptul că 70% nu supraviețuiesc în condițiile în care în Italia 70% dintre ei supraviețuiesc și doar 30% dintre pacienții care ajung la ATI în Italia își pierd viața. Medicul Silviu Verzea de la spitalul din Piatra Neamț ne spune că are și o explicație. Ar fi vorba despre o statistică, dar hai să-l ascultăm. Eu aș îndrăzni să explic prin numărul mare de boli. Practic se respectă acea statistică din 100 de pacienți afectați de coronavirus. Un anumit procent, 10-15% fac forme severe de boală, iar dintre aceștia un mic procent, 1-2-3% ajung în terapie intensivă. Mortalitatea, așa cum este semnalată și la nivel național, este undeva la 70%. În rândul pacienților care ajung pe ventilator. Spitalul este în continuare ocupat la aproape, foarte aproape de capacitatea maximă. Am avut un număr de 96 de prezentări în UPU. În cursul nopții, cei doi medici care au preluat garda au avut, numai pentru pacienții suspecți, fiecare câte 20 de pacienți de investigat. Dintre aceștia, până dimineață, 15 au rămas pentru a li se putea face locuri pe sectoarele de suspecți și chiar și pe ATI. Centrul European pentru Combatere și Prevenția Bolilor ne arată totuși că stăm mai bine la capitolul mortalitate generală, nu doar cei din ATI. Vorbim aici despre locul 11 în Europa. Pe primele locuri sunt Belgia și Cehia. Dar uite ce spun medicii de la ATI din care lucrează acum cu pacienți COVID în România. O soluție ar fi oxigenarea extracorporală prin membrană, adică ECMO. Acest ECMO este de fapt un plămân artificial. Să vă spun și cum funcționează, dar înainte de asta vreau să vă spun că toate studiile internaționale care s-au făcut pe pacienți COVID pe care s-a folosit ECMO arată că rata de mortalitate este de sub 40%, în condițiile în care noi în România avem 70%. Cum funcționează? Practic, aparatul ECMO pompează sângele din corpul pacientului într-un plămân artificial, îi adaugă oxigen la el, o concentrație destul de mare, elimină dioxidul de carbon, iar apoi aparatul, plămânul artificial, pompează înapoi sângele în corpul pacientului. Ideea este că nu prea se folosește la noi în România. Sunt foarte puține spitale care sunt dotate cu aceste aparate și problema ar fi că pacientul trebuie supravegheat 24 de ore din 24. Nu știu dacă, probabil e mai ușor pentru medici să folosească ventilatorul, dar după cum știți, el este destul de invaziv și poate provoca leziuni pulmonare, iar rata de mortalitate mult mai ridicată, vedem. Mulțumim, Raluca. Bun, mulțumim, Raluca. Uite, o nouă realitate din asta de te uiți și te curcești. Avem aparatele astea, ECMO, de care ne-a povestit Raluca, dar nu le folosim. Mm-hmm. Asta probabil pentru că nu avem specialiști care să lucreze. Poate sunt oameni care știu să folosească astea, dar nu știu, și din nou. Sunt managementul care resurselor umane, de multe ori, ne-a faultat mai mult decât aparatura pe care
o avem, pentru că pe aia poți să o cumperi, știi? Și aceste aparate sunt folosite cu succes în țări din vestul Europei și de aceea foarte mulți medici din străinătate se miră, se uită și se îngrozesc când văd ce rată mare de mortalitate avem în rândul pacienților care ajung la ATI. Am o poveste tare revoltătoare. Ionuț Anghel, tânărul din Focșani, care a așteptat 3 ani un transplant de plămâni, a murit. Plămânii lui funcționau la o capacitate de doar 15%. Aștepta ca România să încheie o înțelegere cu o clinică din străinătate. Duminică el a postat un ultim mesaj pe pagina de Facebook, revoltat de tragedia din Piatra Neamț. A spus așa: trăim într-o țară în care dacă o singură persoană are o boală și are nevoie de tratament sau transplant, în cazul meu, în afara țării, nu reușește mare lucru. Se lovește de tot ce ține de sistemul medical românesc și de toate prostiile birocratice. A scris el pe Facebook, avea doar 35 de ani. Și a lăsat în urma lui o soție și un copil de 2 ani. În iunie, povestea pentru Mediafax chinul prin care trecea. Seara de seară stau cu soția, stăm de vorbă despre cum ar fi să ne sune telefonul, să ne cheme la transplant și pur și simplu stăm și așteptăm să ne sune telefonul. Încă mai avem o minimă speranță. Avem un copil de 2 ani și tu vă dați seama că e datoria mea morală să mă lupt atât interior cu boala care mă chinuie, cât și în exterior cu cei care ar trebui să facă viața posibilă. Toți deștepții care numesc managerii în sistemul sanitar pe criterii politice se uită la povestea asta non-stop, așa, i-aș pune în fața televizorului cu sunetul tare să ruleze până când încep și ei să înțeleagă. A avut promisiuni de la toți miniștrii sănătății în acești ani cu cât s-a luptat cu această boală. Este interesant că explica domnul Radu Zamfir, șeful centrului de transplant de la noi, care spunea în felul următor: a fost refuzat și de Franța și de Italia pentru că plămânii lui erau mult prea degradați. Dar stăm să ne gândim, e un om care a așteptat ani de zile cu această problemă. Deci noi așteptăm ani de zile până când plămânii respectivului pacient se degradează atât de tare încât nu-l mai putem salva. Și știm că la noi nu se pot face, se face transplant, dar nu pentru situații atât de grave, pentru oameni care sunt la risc să moară în timpul sau după intervenție. Este groaznic, este, uite, simbolul birocrației de la noi, care chiar ucide. Hai să-ți arăt ce fac alții. Un spital cu 1000 de paturi este construit în timp record, nu la noi, ci la Madrid. Peste 1300 de oameni muncesc din iulie zi și noapte să termine totul înainte de venirea iernii. Spitalul se va numi Isabel Zental în cinstea primei infirmiere care a participat la o acțiune umanitară internațională. Și iată că ei pot să se pregătească din timp, chiar dacă nu știau cum va evolua această epidemie. S-au apucat din iulie să construiască un spital. Noi știm că vine vaccinul peste câteva luni și ne gândim cui să-l dăm pe sub mână. Și tot de vaccin îți vorbesc, pentru că e aproape, dar încă nu de noi. Reprezentantul României la OMS și candidatul PSD, Alexandru Rapila, a fost invitat la Marius Tucă Show și a spus că cea mai importantă în acest moment e schimbarea percepției românilor despre vaccinare. Bun, nu există vaccinul, e pe cale să vină, dar noi discutăm despre ce va fi când... Da, pentru că este o mare provocare. Dumneavoastră știți că au fost două tipuri de vaccin anunțate ca fiind foarte apropiate de autorizare. Unul dintre vaccinuri trebuie menținut la minus 80 de grade. Lucrul ăsta se face foarte greu, e foarte complicat organizat în condițiile acestea o campanie de vaccinare. Altul, care conține tot ARN mesager, poate fi păstrat la frigider. Și mai este o diferență. Unul dintre ele are nevoie de un diluant, adică trebuie diluat vaccinul și ulterior se împarte un flacon în 5, deci fac 5 doze dintr-un singur flacon, celălalt este gata diluat. Care deci, va veni în România? Că... Asta este problema. Da. Cel care se păstrează la frigider și mai ușor de administrat, nu cred că va veni, nu numai în România, nici în Uniunea Europeană. Este produs în Statele Unite și din ceea ce știu eu, prima partea producției va fi rezervată pentru Statele Unite.
Compania Moderna, care l-a pus la punct, estimează că până la sfârșitul anului vor produce 20 de milioane de doze, ceea ce e puțin și pentru Statele Unite. Celălalt, produs de compania Pfizer, e similar, cred că, din punct de vedere al eficacității, probabil și compoziția este foarte asemănătoare, însă condițiile acestea deosebite de păstrare fac mult mai dificil organizarea logistică și lucrul ăsta trebuie să înceapă cât mai repede. Ceea ce este probabil cel puțin la fel de important ca și campania logistică este campania de comunicare, de informare a populației, care nu trebuie să repete greșeli din trecut, care, știți bine, au compromis anumite programe de vaccinare, de exemplu dacă ne gândim la vaccinarea HPV. Și în toată perioada asta atât de complicată, Organizația Mondială a Sănătății mai mult induce lumea în eroare decât să o ajute în lupta cu virusul. Recent întors din carantină, șeful OMS răstoarnă ideea că testarea ar fi importantă. Pare că a uitat cum îndemna țările să testeze la capacitate maximă, dacă se poate, în martie, când nu vedea altă cale de ieșire din pandemie. I was okay, no symptoms. It's day 17 now. I'm followed the protocols. Because of no symptoms and also the full follow-up of the protocol, I didn't see the need for testing. I can assure you that I'm okay. Our key message is test, test, test. Doctorul Tedros nu e la prima gafă. Încă din ianuarie declara că noul virus abia apărut în China nu se transmite de la om la om. Informație pe care nici măcar guvernul chinez nu o aproba 100%. Între timp s-a răzgândit, așa cum a făcut și cu măștile de protecție, pe care Organizația Mondială a Sănătății nu le recomanda decât în cazul bolnavilor de coronavirus. Ulterior au mai citit niște studii și au ajuns să încurajeze purtarea măștii, indiferent de starea de sănătate a omului. Un alt doctor membru al OMS a afirmat în luna iunie că asimptomaticii transmit foarte rar virusul. Câteva ore mai târziu și-a explicat greșeala. Deci suntem bine, oamenii ăștia au grijă de planetă, Organizația Mondială a Sănătății mai mult s-a contrazis. Și a fost un mare război cu Donald Trump, a criticat pe dur. Bună dreptate, aș spune, la capitolul ăsta Donald Trump chiar a avut dreptate. Un om care a spus atâtea prostii de când a început pandemia, Donald Trump, în conflictul ăsta cu șeful OMS, cred că Trump a avut dreptate. Ei, știm că nici el n-a respectat regulile, dar într-adevăr nici aceste bâlbe care vin din partea organizației nu fac niciun fel de bine nimănui, dar cel mai prestigios ziar din România, Ziarul Financiar, împlinește astăzi 22 de ani. În acest răstimp, România s-a schimbat cu totul. Avem un martor al acestei deveniri, colegul nostru, Fini, la mulți ani pentru cei 22 de ani de Ziarul Financiar. Irina, dar n-o să-i transmit Ziarului Financiar urările voastre de pace, prosperitate și creștere în continuare. E în mâna ta, e aproape de tine, în suflet, cred că peste tot. În suflet, în suflet. E un proiect de suflet. Dincolo de proiectul de suflet, știm că voi ați asistat la schimbarea României din punct de vedere economic. Spune-ne cum e România acum față de 1998. Irina, tu cred că când s-a lansat Ziarul Financiar, tu aveai 4 ani. Deci exact, nu știi cum era atunci. Era o Românie cenușie, aveam lângă noi criza din Rusia, eram extrem de afectați. Ne uitam cu îngrijorare la autoritățile noastre dacă ne ducem spre est sau spre vest. Speram să ne ducem spre vest, dar ne era frică că iar cădem dincolo de cortina de fier. Au venit investițiile străine, au început indicatorii economici din România, au început să îmbunătățească, oamenii au căpătat încredere și efectiv a fost o transformare extraordinară. Chiar mă gândeam puțin, adică răsfoind ziarul și răsfoind datele macroeconomice, mă uitam puțin, PIB-ul României în 1994 nu depășea 40 de miliarde de euro, iar acum este la nivelul de 220 de miliarde de euro. Chiar mă uitam puțin... Mie mi-a atras atenția comparația 98-2020 la salariu, 78 de dolari era salariul mediu, da? Salariul mediu era 150 de, era cam 150 de dolari, salariul minim era undeva la 78.
Wow. Acum wow. Avem un salariu mediu care ne ducem la 700 de euro, deci este o creștere absolută. Vreau fabuloasă. Să te întreb și eu ceva, Fini. Cât de mult a contat aderarea României la Uniunea Europeană 2007? Unde am fi fost astăzi fără UE? Cred că a fost lucrul cel mai important care s-a petrecut în aceste 30 de ani, bineînțeles, dincolo de căderea comunismului. Această aderare la NATO și Uniunea Europeană ne-a scos dintr-o zonă, ne-a scos dintr-o mlaștină și ne-a ridicat pe un anumit platou. De aici, de pe acest platou, ține de noi ca să putem să creștem mult mai repede, să aducem prosperitate mai mare, nu numai aici în București sau în Cluj sau în Timișoara sau chiar în Iași acum, ci să aducem prosperitate și o creștere a nivelului de trai în toată țara. Bun, dacă ar fi să ne spui pe scurt, voi ați asistat și la niște evoluții spectaculoase ale business-urilor românești. Ai câteva exemple în minte care ne cine fac sunt să winner, înțelege... winnerii adevărați ai acestei perioade? Bun, cel mai important, dacă ar fi să ne referim strict intern la piața internă, este Dedeman, care Dedeman de nicăieri a ajuns cea mai mare afacere antreprenorială românească cu venituri de aproape 2 miliarde de euro pe an, deci 2 miliarde de euro, și care are o evaluare a companiei în sine mult, mult mai mare. După aia a fost EMAG-ul, bineînțeles, EMAG-ul s-a lansat la mijlocul anilor 2000, acum EMAG-ul a ajuns la o evaluare și la fel de peste 2 miliarde de euro. Au fost farmaciile Catena, ca să spunem așa, a fost și Altex-ul. Am avut și avem business-uri antreprenori românești care au reușit să treacă peste această perioadă și sunt extrem, extrem de valoroase. Din păcate, sunt mult prea puține business-uri. Mulțumim foarte mult! La mulți ani, încă o dată, Ziarul Financiar. O să-i transmit Ziarul Financiar, că Dan și Irina i-au transmis gânduri bune. Mulțumim, Fini! Anul acesta, sărbătorile luminate sunt fără luminițe. Deocamdată, într-unul dintre sectoarele capitalei, noul primar al sectorului 6, domnul Ciucu, i-a anunțat pe oameni că nu mai montează luminițe de sărbători. De 500 de mii de euro, spune el, primăria poate asfalta o stradă. Asta rămâne de văzut. Ciucu dă vina pe fosta administrație a primăriei capitalei, care, mai zice el, nu s-a îngrijit de sectorul 6. Acum nu are timp să semneze o nouă achiziție. Nu știu cum să vă dau această veste. Nu vom avea anul acesta luminițe de Crăciun. Cred că e decizia bună. Nu avem timp de o nouă achiziție. Ar trebui să lucrăm în cadrul contractului curent. Ar însemna 500.000 de euro, a spus edilul de la sectorul 6. Nici noul șef de la Capitală, Nicu Șordan, nu e fanul luminițelor. În momentul în care ești bolnav, primul reflex sănătos este să investești economiile în medici și medicamente, nu în haine de lux, spune el. Nu de aceeași părere sunt și primarii de la Craiova și Timișoara. Olguța Vasilescu a semnat deja pentru amenajarea târgului de Crăciun, fie și pandemie, iar neamțul Fritz de la Timișoara spune că atmosfera festivă contribuie totuși la sănătatea psihică a oamenilor. Păi și n-are dreptate și domnul Fritz. Eu sunt complet de acord cu asta. Cred că ar trebui totuși și aceste sărbători, care nu știm cum vor fi, nu știm cum va evolua această pandemie. Am văzut că în alte țări europene s-au impus restricții inclusiv până aproape de Crăciun, să nu mai avem niciun fel de bucurie. Pe primarul de la 6 să-l vedem făcând ce spune el, că asta a fost comparație. Să facă grădinița de care spunea că azi nu dau 500.000 de euro pe luminițe, mai bine fac o grădiniță. Bine, să o faceți. Clotilde Armand duce lupte grele cu fosta administrație de la primăria sectorului 1. Tocmai a concediat pe șefii de la administrația publică, poliția locală și direcția de investiții. Aceste trei direcții moștenite în forma actuală de la vechea administrație au creat un deficit de peste 700 de milioane de lei în acest an și pun în dificultate bugetul local, scrie Clotilde Armand pe Facebook. Tot acolo bate un apropo, dar nu spune clar că cei trei manageri de miși au fost implicați în activități ilegale. Spune așa, incompetența, neglijența și achizițiile publice suspecte nu mai au ce căuta în această instituție. Repet, am zero toleranță față de cei care au ales să fenteze legea și nu și îndeplinesc atribuțiile, e mesajul primăriței la cel mai bogat sector din capitală. Și aici ar trebui să înceapă o anchetă, să vină cu dovezi și să fie lucrurile cât se poate transparente, adică, pentru că acest furat, termen să fenteze lege e foarte legea evaziv. Că furi. Nu, până acum primarii pe care i-am tot pomenit în ultima lună de când au ajuns ei primari și-au luat multe like-uri, le dăm și noi like-uri, foarte bine, vă descurcați bine, dar hai să vedem,
să mai așteptăm puțin, să vedem ceva pe stradă, în oraș, în viața noastră de zi cu zi, neapărat pe Facebook. Îți arăt eu ce se întâmplă pe stradă și aici, aproape, la vecini, în Ucraina, la Kiev, sute de antreprenori se bat cu poliția. Vor să intre în Parlament să blocheze un proiect prin care vor fi obligați să folosească aparatele de marcat. Hai la fotbal, la povestea mea, la fix 27 de ani de la meciul în care s-a născut generația de aur, victoria din Țara Galilor. România a ajuns acum țara necalificărilor și a frustrărilor. 17 noiembrie 1993, Țara Galilor, România 1-2 cu golurile lui Hagi și Rădu Cioiu. Acela a fost mondialul, a fost rezultatul, de fapt, care ne-a dus la mondialul din 94. În fotbal, speranța moare greu și de asta zicem și astăzi, hai că poate noua generație va fi ca cea a lui Hagi, Rădu Cioiu și Gică Popescu. E vorba de naționala lui Adi Mutu, naționala sub 21, joacă la această oră meciul decisiv pentru calificarea la Euro. O victorie în seara asta la Ploiești cu Danemarca ne-ar duce la campionatul european. Naționala mare, hai să îi spunem așa, mare în continuare, joacă mâine seară în UEFA Nations League în Irlanda de Nord, iar știrea e că România va juca din nou în fața suporterilor după fix un an de la meciul cu Spania de toamna trecută. Nordirlandezii permit accesul la 1000 de suporteri pe stadionul din Belfast și asta pentru că UEFA acceptă suporteri în limita 30% din capacitatea stadionului, dar doar suporteri ai echipei gazdă. Jucătorii naționalei României vor purta banderole negre în memoria victimelor tragediei de la Piatra Neamț. Primul meu meci de fotbal, că asta aici am vrut să ajung, 17 noiembrie 1993. Îl țin minte, culmea e că m-am uitat la multe meciuri de fotbal, dar pe ăla îl țin minte, știu exact și unde am stat, în canapea, în sufragire, deși eram foarte mic. Și știu și golul lui Hagi, pot să ți-l povestesc fără să-l văd. Da, asta și a lui Răduce. Asta o știi? Uite, te-am întrebat mai devreme care este orașul cu cea mai lungă rețea de metrou din lume și ți-am dat patru variante: Beijing, Londra, New York sau Shanghai. De România, știm, nu poate fi vorba, nici iar răspunsul corect, nici de Cluj, Beijing, cu o rețea de 699 de kilometri. Wow. Ne întoarcem la juriu care ne va da scorul imediat. Pentru finalul meciului e scorul. Vrem scorul. Cosmin Dominte ne dă scorul. Dane, la început spuneai, atenție, toți trei sunt în negru. Și cu toate astea, 125 la 112 pentru tine. Psihologie inversă, la inimiștare. Probabil, da, ați avut subiecte foarte tari. Și ați avut și dezbateri mișto. Aș fi vrut la unele subiecte să le întoarceți mai mult pe toate părțile. De exemplu, eram tare curios să aflu cum se implementează legea asta în care bădăranii, care ar trebui să-și o ia într-un final, ce se întâmplă când o femeie vrea să spună, hei, uite, Dan mi-a făcut asta, dar Dan n-a făcut nimic. Sunt curios de aspectul ăsta. Uite, o perspectivă uite. Nouă. Da, sunt cei care, femeile care provoacă tot felul de lucruri. Am mai văzut asta în lumea celebrităților. Femei provocatoare. Da. Cosmine, mulțumim foarte mult pentru scor, pentru faptul că ai stat alături de noi în seara asta. Mulțumim Tatiana, mulțumim Alex, Cosmin, juriule. Eu spun atât. Meciul știu s-a încheiat, am pierdut, Dan a câștigat, dar selecția poveștilor și dezbaterea în sine e mai plăcută decât rezultatul meciului.
În fine. M-ai lăsat pe mine, da? Îți mulțumesc. La știu câștigă mereu informația și emoția. Sper că asta ți-am transmis în seara asta. E meciul în care, deși îți dorești să vezi cine iese câștigător, de fapt, tu ești învingător. Cu toții suntem învingători. Meciul știrilor revine. Te salut. Rămâi cu Craioveanu. Rămâi cu bine.